Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Panoramic Sportiv, penultima ediție din luna februarie, o ediție pe care o vom dedica fotbalului, unei alte părți din fotbalul românesc, față de ce v-am obișnuit până acum, dar până atunci să parcurgem câteva noutăți din sportul sanmarian. Nu prea multe noutăți s-au înregistrat la sfârșit de săptămână, avem în continuare echipa de basket feminin care evoluează în Liga Națională. A fost un nou meci la Satu Mare, Phoenix Constanța a fost adversarul sărmărencelor de această dată în etapa 21. Un meci destul de echilibrat, poate chiar foarte echilibrat. Nu ne-am așteptat ca CSM Satu Mare să se chinuie cu echipa din Constanța, care în nume are și Simona Halep, Academia Simona Halep. A fost un meci strâns, de multe ori egalitate pe tabela din salele PS Caterina Bot, dar într-un final CSM Satu Mare a reușit să ia cele două puncte, să mai bifeze o victorie și să rămână pe locul 4 în Liga Națională de Basket Feminin. Un loc 4, vă întrebați de ce este atât de jos echipa noastră, dar sunt vreo 5-6 meciuri restanță pe care urmează să le dispute în perioada următoare, dar nu înainte de Final Four Cupa României, turneu final care este programat la sfârșit de săptămână la Sfântul Gheorghe, în Șepșii Arena. Avem sâmbătă și duminică cele două, cele trei meciuri, avem semifinalele, după care finala, o semifinală în care CSM Satu Mare va juca tot cu Phoenix Constanța. Va fi un nou meci greu, de data aceasta pe teren străin. Rămâne să vedem care vor fi cele două finaliste. Sigur că favorite sunt CSM Satu Mare și echipa din Sfântul Gheorghe, dar surprize pot să apară. Noi ne dorim ca CSM Satu Mare să fie în ultimul loc și de ce nu să ridice trofeul tocmai pe terenul celor de la Sfântul Gheorghe. Până atunci se mai joacă o etapă în Liga Națională în această săptămână, dar este o etapă în care CSM Satu Mare stă. Acestea fiind spuse, fotbal județean nu prea avem, mai avem câteva puține săptămâni până când seria Liga 4 Elite, după care Liga 4 și Liga 5. Între timp avem mai multe meciuri de pregătire în județul Satu Mare, chiar pe noua bază sportivă de la Dinamo LPS, acolo unde nu ne-a spus nimeni, dar știm că se desfășoară un turneu organizat de AJF Satu Mare. Sunt mai multe echipe care testează noul sintetic din municipiul Satu Mare, care este binevenit pentru echipele de fotbal, mai ales în sezonul rece. Așadar, rezultate avem: Sportul Botez a bătut Talna Orașul Nou la sfârșit de săptămână, CSM Satu Mare, echipa noastră de Liga 3, a câștigat cu 2-1 meciul cu Universitatea Cluj, juniorii de la Universitatea Cluj. Și Viitorul Vetiș a câștigat și ea cu Valea lui Mihai, o echipă din județul Bihor. S-a încheiat și Olimpiada de iarnă din China și cam atât ar fi despre weekendul care tocmai s-a terminat. Mai avem o săptămână din luna februarie, o săptămână în care avem și alte competiții și în diferite sporturi. Între timp avem cadeții și juniorii care se pregătesc, cadeții și juniorii de la scrimă, spadă și florete, care se pregătesc pentru europenele din perioada următoare. L-avem și pe Lenar Bere, care a cucerit o medalie de bronz la lupte la un turneu puternic din Bulgaria. Și mai sunt multe noutăți pe care le găsiți în fiecare zi în pagina de sport a cotidianului Informația Zilei. Acestea fiind spuse, să trecem la subiectul principal al acestei emisiuni. După cum vedeți și pe ecran, vom vorbi despre transferurile în fotbalul românesc, iar pentru asta am invitat în premieră pentru noi, în studio, un impresar de fotbal, Rareș Pop. Bine ai venit în studio. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Și alături de mine, în stânga, îl avem pe colegul Daniel Chiorian. Bine ai revenit, Dani. Bună seara și mă bucur să fiu alături de voi de fiecare dată. Rareș, începem cu tine, da? Vorbim astăzi despre transferuri, despre impresariat, despre impresarii din România. În primul rând, să începem, nu? Ca de obicei, cu începutul, să ne spui cum ai ajuns să îți deschizi o firmă de impresariat. Da, în primul rând, având în vedere faptul că am jucat fotbal profesionist, am decis să mă retrag destul de repede, zic eu. Am făcut asta anul trecut, în toamnă, în octombrie.
Și mă accidentasem în momentul în care m-am retras și a durat cam o lună de zile până m-am refăcut, însă în momentul în care m-am refăcut am hotărât să mă retrag. Și ce mod mai bun de a rămâne conectat cu fotbalul, m-am gândit să mă apuc de treaba aceasta, pentru că nu mă atrage ideea de antrenor sau preparator fizic sau așa mai departe. Mă atrage un post fie în conducere, fie în management sportiv. Asta îmi place foarte mult. Ca dovadă, nu știu, ambiția mea într-o lună de zile am pus la punct totul și aveam firmă, aveam licența, aveam colaborările încheiate și am dat drumul la treabă. Am început să caut jucători, să semnez juniori, seniori, iar în momentul în care a început perioada de transferuri, în ianuarie, am dat deja drumul la treabă. Adică la cum vorbește pare totul atât de simplu, dar nu e, mă gândesc. Din păcate nu e chiar așa simplu. În fotbalul românesc te poți lovi de multe, multe impedimente, să spun. Nu e chiar așa simplu că suni, propune jucător, mamă, îl vrem, hai să-l aducem. Nu e chiar așa. Se stă, se analizează, antrenorii, conducătorii analizează și durează câteva zile, câteva săptămâni, chiar și o lună, să poți parafa un transfer. Da, spuneai de cariera ta, de cariera ta scurtă de jucător la urma urmei. Să ne spui la ce echipe ai fost. Te-am prins la Olimpia aici, la Satu Mare, nu? După da. Care te-ai dus la Cluj-Napoca. Așa, fă-ne o sinteză. Am început fotbalul târziu, la 14 ani, la Olimpia Satu Mare, la juniori. Treptat am avansat către prima echipă. Într-un an de zile mi se pare că am ajuns la echipa mare, după care am fost cedat împrumut la LPS o perioadă scurtă, după care am revenit la Satu Mare, s-a desființat echipa. Am plecat cu Nemir Ceabolba, Dumnezeu să-l odihnească, la Turu Micula pentru 6 luni. După care m-au luat cei de la Ardealul Cluj, una dintre cele mai bune școli de fotbal în momentul în care am ajuns eu acolo. După care, după un an jumătate acolo, am fost cumpărat de cei de la CFR Cluj, unde am stat 6-7 luni. Am prins și pandemia, din păcate. Au desfințat echipa a doua și nu prea mai aveam, să zic, perspectivă, juniorii, mai ales generația de 2001, care terminam junioratul în momentul respectiv. Și am fost cedat împrumut la Turda, la Liga 3-a. Mi-am încheiat contractul cu cei de la CFR și am mai jucat câteva luni la Someșul Dej în Liga 3-a până în momentul în care m-am retras, în octombrie. După așa, o perioadă care a fost cea mai frumoasă amintire, cea mai frumoasă perioadă din cariera ta. Cred că perioada de la CFR, cu toate că a fost scurtă, să fii în vestiarul echipei mari, cu toate că am fost și la juniori, am fost și la echipa mare, am fost și la echipa a doua, să stai într-un vestiar cu fotbaliști precum Deac, Arlauschi, l-am prins puțin și pe Bolgradean, mă rog, mai mult portarii. Da, a fost o perioadă frumoasă. Sigur, te simți fotbalist în momentul ăla când intri pe stadion, una alta. Plus, inclusiv perioada de juniorat și la Satu Mare m-am simțit foarte bine și la Olimpia, pentru că am fost suporter prima dată al Olimpiei, după care am ajuns jucător. A fost o perioadă frumoasă, dar din păcate s-a terminat repede și acolo, în momentul în care am intrat în faliment. Da. Dani, vorbeam și despre fotbalul din Cluj. Este așa o mare diferență când tu ai avut și o perioadă în care ai locuit la Cluj-Napoca. Este așa o mare diferență între fotbalul pe care îl avem aici la Satu Mare și ce întâlnești când ajungi într-un oraș atât de mare? Apropo de ce zicea Rareș, am fost și eu la CFR Cluj. Mă ocupam de partea de promovare, echipamente pentru fani și chestiile astea. Da, chiar acum mi-ai adus aminte că ai vorbit de CFR Cluj. Da, e o diferență clară, absolut. E un oraș mare, e un oraș cu pretenții. Și parcă clujenilor le place mai nou, mai mult fotbalul decât nouă, deși știm bine că n-are rost, am mai vorbit și data trecută de istoria CFR Clujului, cum a ajuns în Liga 1 și așa. Deci noi aveam o vechime, o istorie în prima ligă sau așa mai mare sau mai bună decât ei. Au baze sportive, a făcut domnul primar de acolo, a făcut o bază sportivă frumoasă, chiar dacă, să zicem, nu e destinată neapărat performanței, adică, dar e un lucru extraordinar pentru copii, pentru tineri, că de acolo ies
De acolo se nasc talentele din curtea școlii, nu? Cum se spune că nu te naști fotbalist sau nu te naști direct pe dreptunghiul verde. Prima dată te duci și te vede cineva într-o sală, într-un teren de fotbal. Mă bucură faptul că am auzit că cei de la CFR Cluj, care erau în top la a transfera jucători străini pe bani din tot felul de țări și continente, se gândesc serios să-și facă o academie interesantă. Se vede că a mers Cristi Balaj acolo, un om mai apropiat de zona noastră și care parcă simte ceva că sunt prea mulți bani. Eu zic că CFR investește poate prea mulți bani pentru a aduce. Țin minte când eram eu atunci la CFR Cluj, 19 jucători au adus într-o vară, în 3 săptămâni, într-o lună, ceea ce mi se pare extraordinar de mult. Adică venise Dan Petrescu, da, venise Dan Petrescu și... Plus, a simțit nevoia să schimbe tot. Da, ce să zic, eu mai am speranța că și la Satu Mare lucrurile nu sunt pierdute. L-avem aici, uite, pe Rareș, tânăr, care cu siguranță urmărește și va urmări ce înseamnă fotbalul sătmărean. Avem și alți antrenori buni, poate cunoscători de fotbal și de ce nu sperăm că odată, că de bine de rău, așa cât un fotbalist, mai dăm așa la prima ligă, mai chiar dacă noi suferim la capitolul ăsta. Da, și dincolo de CFR Cluj, la Cluj-Napoca mai sunt și altele, spune și de Ardealul, unde ai fost și tu, mai este și chiar și în Liga 3. Ardealul i-a dat pe Chiricheș și Maxim și da, deci au dat câțiva, da. Sunt școli bune de fotbal acolo și au condiții și da, e altceva. Bine, acum avem și noi condiții, că avem baza sportivă Dinamo, care sperăm să fie folosită de cât mai mulți copii, da, și cât mai multe cluburi. Sperăm să facem primăvară cu floare, nu? Da. E bine, la urma urmei, Rareș, cum ai înființat? De ce te-ai oprit la impresariat și cum ai înființat firma? I și G sunt inițialele, da, firmei. Ce înseamnă? Care ar fi povestea? IG sunt inițialele numelui bunicului meu, Ioan Gătina, căruia îi mulțumesc. El m-a îndrumat spre fotbal. Probabil că, adică 100% datorită lui sunt ceea ce sunt acum, și ca și om, și ca și sportiv cum am fost, și impresar în momentul de față. El m-a îndrumat și împreună cu el am făcut primii pași în fotbal. El a fost director financiar la întreprinderea Unio, ei au avut echipă de fotbal, s-au ocupat de ce înseamnă gestionarea financiară a clubului respectiv, după care au unit cu Olimpia echipa respectivă și au promovat în Liga 1, s-au ocupat și în continuare, a sponsorizat clubul. Să spun că nu eram străin de fenomenul ăsta și am încercat să, prin firma aceasta, în primul rând îi mulțumesc lui și de asta am înființat-o în cinstea lui. Mă susține și acum, încă o dată îi mulțumesc. Ce pot să mai spun? Sper ca în viitor această firmă și această entitate să nu fie neapărat asociată cu mine, să fie asociată cu niște termeni simpli: seriozitate, muncă, perseverență. Cam asta urmăresc și asta mă interesează. Bineînțeles, să dau cât mai mulți fotbaliști fotbalului românesc de top, sper eu. Suntem în perioada în care se cam încheie cu transferurile, mai ales că urmează să înceapă și Liga 2, Liga 3, așa acolo este un termen limită. Cum a fost această perioadă de transferuri? Ce transferuri ne poți spune? Sigur, noi am scris și în cotidianul informația zilei despre transferul lui Alex Negrea la Hermannstadt, o echipă care este aproape de promovarea în Liga 1. Care ar fi concluzia acum la final sau ce mișcări de trupe s-au făcut din partea ta? Sigur, a fost o perioadă grea. În perioada de iarnă, de obicei, echipele caută mici înlocuiri, sigur, care să vină cu un plus față de ce au, 2-3 întăriri pe echipă. Sigur, sunt echipe care au făcut mai mult de 2-3 transferuri, sunt care au făcut și 10. Acum, în funcție și de filozofia echipei, în funcție dacă se schimbă sau nu se schimbă un antrenor. Dar a fost o perioadă grea, adică nu pot să spun că ai transferat angro, că sunt în perioada de vară, de exemplu, pot să transfer foarte mult. În perioada de iarnă e destul de dificil. Eu am parafat, să spun, undeva în 10-11 transferuri, nu am să le număr exact. Cele mai sonore transferuri au fost la Liga 2-a, Ianis Mihart, fiul fostului fotbalist Cornel Mihart, junior născut în 2004, l-am transferat la Ripensia Timișoara.
Cisser Balaj de la Sepsi Sfântul Gheorghe la FK Csíkszereda, un jucător care a fost trimis la echipa a doua în vară de Cristiano Bergodi, a evoluat doar acolo și am reușit să-l ducem un eșalon mai sus la Miercurea Ciuc. Paul Nistor, care este la Oțelul Galați, un junior de perspectivă, 2001, crescut de CFR Cluj, a jucat pentru Mina Urbaia Mare sezonul trecut toate meciurile, acum a fost luat de cei de la Galați, unde sper eu să și promoveze. Alex Negrea, sigur, care este și sătmărean, din postura de liber de contract am reușit să-l ducem la Hermannstadt, o echipă care sper eu să promoveze și o văd una dintre candidatele la promovare. Într-adevăr este și pe locul 2, dar m-aș bucura foarte mult la finalul campionatului să promoveze. Alte transferuri, Daniel Rogoveanu, fost fotbalist la Universitatea Craiova, FCU Craiova, cea a domnului Mititelu, și a jucat multe meciuri la Liga 2, l-am transferat la Focșani. Este o echipă care se bate la promovare acolo cu Oțelul Galați. Da, el este Daniel. Alte transferuri, sigur, au mai fost la Liga 3, câteva la Someșudej, la unde mai. Ai spus că multe, spuneai la Bistrița, înainte, da. Că pe perioada de e mai greu cu transferurile. Dar tot merge. Dar tot ai realizat mai multe transferuri, să vedem ce urmează la vară, nu? Sigur. Care ar fi principalele sau ce caută fotbaliștii acum? Principalul criteriu sau ce își doresc? Bani mai mult sau să meargă la o echipă cu tradiție, la o echipă care oferă condiții, la o echipă care își respectă jucătorii și financiar și din toate punctele de vedere? Ce își doresc tinerii din ziua de astăzi? Sigur, orice jucător își dorește o echipă unde să fie dorit în primul rând, să fie respectat, să, sigur, și din punct de vedere financiar să aibă o anumită liniște, pentru că după cum bine știm, în fotbalul românesc suntem obișnuiți cu mici, mari restanțe financiare. Sigur, toată lumea caută să meargă la mai bine, însă trebuie să fim foarte atenți la ce înseamnă, ce putem oferi și unde putem să jucăm. Depinde și de vârstă, adică am jucători tineri pe care din start și nu se pune problema să intereseze banul, ci performanța, să joace, să fie la un nivel cât de cât bun, dar am și jucători de 26 de ani care, sigur, îi interesează performanța și să fie doriți, dar totodată și să câștige niște bănuți, pentru că, după cum bine știm, cariera de fotbalist se încheie pe la un 35-36 de ani și trebuie să pui ceva deoparte, să poți, ori să pornești un business, ori să trăiești, dacă te ajută bunul Dumnezeu să câștigi unde ajuns. Jucători sătmăreni pe care ai în portofoliu? Alex Negrea este în momentul de față cel mai bine cotat sătmărean pe care l-am. După care îl avem la Academia CFR Cluj pe Raul Cristea, junior născut 2004. Nandor Șuvec, 2003, care a fost transferat acum la Luceafărul Oradea, de la Olimpia Satu Mare. Și, mă rog, în coproprietate cu cei de la Primavera, de fapt împrumutat de Primavera. Sătmăreni urmează să mai concretizez cu câțiva juniori sătmăreni. Încă nu am semnat cu ei, dar sunt pe lista mea. Ăștia cam ar fi sătmăreni în momentul de față, aceștia trei. Deocamdată ai transferat în străinătate? Nu am transferat în străinătate. Sunt în discuții și în relații foarte bune cu ce înseamnă Anglia, Ungaria, este și aproape. Am relații, zic eu, bune și în Grecia și în Bulgaria. Sper și îmi doresc să transfer în străinătate. Am un jucător care este sub contract cu mine în Costa Rica, Dylan Flores, fostul fotbalist al celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe și de la Poliaș. În prezent este în Costa Rica. E un jucător de echipă națională, foarte bun. Sper eu să îl transfer cât de repede. Acum are o situație destul de bună, marchează, joacă, are un contract bun, să vedem. Dani, cum ți se par jucătorii, fotbaliștii sărmăreni? Fotbaliștii pe care Satu Mare îi oferă în prezent și care sunt activi. Nu sunt chiar atât de mulți, mă refer aici la nivelurile a Liga 1, la Liga 2. Sunt, dar nu... Da, într-adevăr, poate după o perioadă în care am avut mai mulți jucători în prima ligă, cum a fost Gardo, Stălăgeanu, Big Falvi,
Și dacă mă gândesc, mai găsesc vreo doi, Tincu. Parcă Tincu, da. Curileac. Curileac, deci am fost. Parcă acum e o perioadă mai slabă, dar văd foarte bine că vin din spate tineri de la școlile de fotbal din Satu Mare și din județul Satu Mare, la fel cum zicea și Rareș. Ceea ce e bine, eu zic că, na, sigur, tot timpul este un urcuș și un coborâs, că am fi, dacă Satu Mare ar da 5 fotbaliști în fiecare an în Liga 1, înseamnă că ar trebui să avem o echipă de Liga Campionilor aici la Satu Mare. Sau măcar o echipă de Liga 1. Sau măcar de Liga 1, dacă nu de Liga Campionilor. Dar e bine așa. Eu zic că, având în vedere că la noi, practic, a fost o perioadă, eu așa am văzut-o cel puțin când eram în domeniu, oarecum de stagnare. Erau școli de fotbal, dar parcă nu ieșea așa cum și-ar fi dorit ei. Acum, în schimb, am văzut, poate sunt și mai multe, poate sunt antrenori mai dedicați, sunt antrenori mai buni, sunt copii mai ascultători. Eu știu, părinții, e foarte important ca părinții să înțeleagă faptul că un copil sau copilul lor are nevoie de sport. Nu trebuie să fie Ronaldo sau Messi. E nevoie de sport. Nu toată lumea ajunge fotbalist, dar ai nevoie, numai că e școala și tableta și telefonul. Din păcate, astăzi lumea fuge de sport, că vedem și noi, avem cazuri în familiile noastre și când îi spui hai să jucăm un tenis sau cea, o, dar mai bine stăm la o tabletă sau ne jucăm pe un FIFA pe PlayStation în loc să mergem afară și să ne jucăm, cum făceam noi când eram copii și asta. Aș vrea să întreb pe Rareș, așa, apropo de, ca să revenim la impresariat, chestia asta, ai ales un domeniu, cum să zic, în care te bați cu grei, că acum dacă e să dăm niște nume, frații Becali, Ana Maria Prodan, Apostol, știu eu, adică nume grele și nume cu greutate în domeniul ăsta, să zic așa. Cum o vezi așa din punctul ăsta de vedere? E simplu, cred că ca în orice meserie. Te afli într-un ocean. Sunt mai mulți pești, mai mici, mai mari. Nu, eu îi respect pe toți. Deci ei sunt rechinii ca să facem. Eu am spus puțin diferit. Eu îi respect pe toți ceilalți colegi de breasla, să le spun, nici nu știu cum să-i numesc. Îi respect. Eu cred că este loc pentru toată lumea. Nu cred că trebuie să se pună problema că unul mănâncă pâine altuia sau așa mai departe. Bine, au mai fost. Dacă ai văzut cu transferurile lui Man, cu transferurile lui Mihăilă, se dau în judecată, a fost a meu, ba a fost a meu, de-aia întreb. Și la tine, probabil, la un moment dat se va ajunge încât o să zică, bine, mă, acum vine Rareș să mi le-a mie pe, nu știu, zi acum repede, pe Tănase, nu știu, am dat un nume acum repede, de la FCSB, știi? Eu sunt altfel construit. Nu o să mă duc niciodată să fur jucătorul altuia sau să discut cu jucătorul altuia. Bine, pot să am o discuție amicală, asta nu înseamnă, dar niciodată nu o să pun problema, bine, hai, rezilează cu cine ai și semnează cu mine. Nu, niciodată. Pentru că totodată nici mie nu mi-ar plăcea ca un jucător sub contract cu mine să fie curtat de alt impresar pe la spatele meu. Nu mi-ar plăcea și e simplu. Mergem pe proverbul ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. V-am spus, este loc pentru toată lumea, fiecare cu transferurile lui. Eu îmi văd de treaba mea, colaborez dacă trebuie să colaborez, nu mă deranjează, îs deschis oricărui tip de parteneriat sau colaborare. Nu port pică și nu o să exclud niciodată ideea de a lucra cu alți impresari. Sau cine știe ce îți rezervă viitorul și de ce situații te vei lovi și poate vei fi și tu nevoit să fie altcumva, să spunem așa. Eu am început meseria asta și în viață am început cu niște principii destul de bine stabilite pe care nu aș dori să mi le schimb și sper să nu mi le schimb, să fac tot posibilul să nu. Da, suntem în legătură directă telefonică cu Florin Fabian, antrenorul celor de la Ripensa Timișoara. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor. Bună seara. Bună seara, mister. Recent am aflat că Rareș Pop a transferat un jucător la Ripensa Timișoara. Ne spuneți despre ce este vorba, cum s-a acomodat la echipă. Da, mă bucur că avem un agent în primul rând de pe Satu Mare, pentru că duceam lipsă în zona asta. Și Rareș e un băiat tânăr pe care eu îl cunosc de ceva vreme. Și am încredere în abilitățile lui și în ambiția lui că va ajunge un agent de jucători cunoscut și capabil. Într-adevăr, în această iarnă am transferat de la CFR Cluj prin intermediul lui Rareș un jucător de 18 ani,
Ianis Mihar, un jucător de atac, cu calități foarte bune pe care eu îl știam și cu ajutorul lui Rares am reușit să obținem semnătura lui. S-a integrat bine și sper să fie un câștig pentru echipă, dacă nu în următoarele 6 luni, cel puțin pentru viitorul sezon. Da. Domnule Fabian, sunteți în plină pregătire pentru sezonul de primăvară care stă să înceapă imediat în Liga 2. Acum merg lucrurile la Ripensia. Am avut un plan de pregătire foarte bine structurat. Am avut un stagiu de pregătire în Turcia de 10 zile. Din punct de vedere al pregătirii sunt mulțumit. Acum sigur că va începe campionatul și sâmbătă avem primul meci în deplasare la Vitorul Vandui și sper să începem cu dreptul, pentru că știți cum e, în campionat contează punctele, în campionat se vede munca și sper să avem un sezon de primăvară bun, să mă îndeplinesc obiectivul și după aceea mai vedem, sigur că da. Care ar fi obiectivul? Obiectivul echipei este menținerea în Liga Secunda, dar mai am și alte obiective, și ale mele personale, de a dezvolta jucătorii, de a pune amprenta pe filozofia de joc a echipei, de a promova tineri din Academie, deci sunt și obiective secundare, să le spun așa. Cum ați analiza sau caracteriza această perioadă de an, văzând și ce s-a întâmplat la celelalte echipe din Liga a doua, s-au întărit sau... care ar fi ultimele informații? Păi da, Liga Secundă e o ligă echilibrată, pe excepția 3-4 echipe care sunt în subsol acolo, echipe care sunt și din solvență și cu probleme financiare, dar dacă vă uitați bine de la locul 14 până pe la locul 5-6, e o diferență de 3-4 puncte, deci e ligă destul de echilibrată și noi dacă câștigam ultimul meci acasă cu Miercurea Ciuc, aveam șanse reale de a intra în play-off. Deci, Liga Secundă, hai să zicem că demonstrează un anumit echilibru, chiar și calitativ, așa spune că e o divizie care încearcă să promoveze jucători tineri și care luptă pentru dezvoltarea fotbalului, care vede din ce în ce mai mult că e o bandă descendentă. Da. Cum s-a vândut cartea? Am înțeles că... cartea Olimpia, sigur. Am înțeles că s-a terminat un lot, nu? Da. A fost la mare căutare. Am trecut acum la punctul sensibil al meu, da. E normal să mă întrebați și de Satu Mare, de Olimpia, pentru că sunt cu gândul mereu la orașul și la clubul unde am crescut. Sigur, cartea, primul calup de cărți s-a terminat. Am mai comandat un calup de cărți care sper să intre în posesia celor care n-au reușit să ajungă la lansare și știu și după aceea să intre în posesia cărții. Așa că povestea Olimpiei trebuie să meargă mai departe și sper ca să vedem Olimpia cât mai repede acolo unde este locul. Dar pentru asta am mai spus-o și știți și noastră că e nevoie de multă implicare, de multă, multă unitate în jurul echipei, chiar și cea care este în Liga 4-a, pentru că ei practic duc numele clubului mai departe. Însă mă bucur că cred că e a doua sau a treia misiune deja în anul ăsta în care o faceți pentru despre fotbalul sărmărean și despre Olimpia, pentru că numai așa putem să activăm din nou sentimentul ăsta olimpist și pentru a readuce clubul unde este locul și unde ar trebui să fie, măcar la nivel de divizia B, pentru că toată lumea mă întreabă pe unde merg de Olimpia, mai ales că am scris și această monografie despre Cubu Fanion al orașului Satu Mare și eu sper că în viitor lumea să înțeleagă că e nevoie de Olimpia pentru Satu Mare. Soluția ar fi, nu? Dar trebuie să fie de acord toți oamenii. Da, absolut. Olimpia, Satu Mare produce în continuare tinere talente. Vedem că joacă mulți tineri și la Liga 1, câțiva și la Liga 2. Doar trebuie oamenii care iubesc fotbalul într-adevăr să facă demersuri pentru a reactiva acest club la un nivel superior. Are de suferit fotbalul sărmărean pentru că nu are o echipă, eu știu, de Liga 2, mai ales pentru tinerii juniori care acum vor să devină fotbaliști mai mari. Da, sigur, e un lucru pozitiv că CSM Satu Mare o echipă în Liga a treia, sunt mulți jucători sărmăreni care evoluează acolo. Eu cred că mai e nevoie de o echipă, cel puțin de Liga a treia, și o echipă de Liga secundă, pentru că
totuși putem să spunem că Satu Mare este din nou pe harta fotbalului cât de cât la nivel superior. Sunt foarte mulți tineri talentați, foarte mulți copii în Satu Mare și doar echipele de nivel superior le pot, îi pot motiva și pot propulsa spre fotbalul de performanță. Ar fi nevoie, eu sper să întâmple anul ăsta să mai avem o echipă Liga a 3-a și de ce nu în vară să cumva să pună bazele readucerii Olimpiei, știu, prin anumite, chiar și printr-o fuziune, acum poate e o surpriză ceea ce spun, dar o fuziune între CSM și Olimpia din Liga a 4-a n-ar strica, sau n-ar fi o idee greșită pentru a pregăti, știu eu, o promovare de la anul din sezonul viitor spre Liga Secundă. Da, ar fi multe orgolii la mijloc pentru o... Păi da, dar orgoliile strică. Cu orgoliile nu facem nimic, știți foarte bine. Cu orgoliile rămânem la nivel de Ligă Județeană și practic nu avem, dispar suporterii, suporterii tineri au mai rămas, suporterii mai în vârstă, din păcate, se transferă la ceruri și ar fi bine ca să se revină cât mai repede cu Olimpia acolo, la un nivel superior, ca să mărim numărul de susținători a echipei. Și așa văd eu lucrurile, lăsând orgoliile la o parte. Domnule Fabian, de ce nu are județul Timiș o echipă în Liga 1? Păi, județul Timiș deocamdată nu are niciun stadion de Liga 1. Așa că chiar dacă ar promova vreuna din echipe în Liga 1, ar trebui să joace într-un alt oraș. Deci sunt niște probleme de infrastructură și aici, la Timișoara, dar dacă mă refer la Ripensia, nu vreau să vorbesc de Poli, pentru că acolo sunt alții și nu activez acolo, Ripensia are o strategie foarte bine definită, nu se întinde mai mult decât e plahuma, să zic așa, în termeni populari, și are obiective, în primul rând, de promovare, de formare a tinerilor, de a-i propulsa spre un nivel superior și pe viitor, tot ce e posibil să ne propunem obiective mai îndrăznețe. Când va antrena Florin Fabian o echipă din județul Satu Mare? Dar nu cred că asta e important. Nu cred că asta e important și nu m-am gândit eu la lucrul ăsta când voi antrena. Eu sunt cu gândul mereu acolo și dacă pot să sprijin cu ceva, dacă pot să ajut cu un sfat, cu orice, am făcut-o și o voi face în continuare. La fel prin clubul meu de copii și juniori, împreună cu Luci Ploieșteanu, cu asociatul meu, formăm copii atât pentru liceul sportiv, pentru cluburile, alte cluburi din județ, cât și pentru academiile din țară. Deci sunt cu sufletul, dar și cu munca și cu faturile alături de fotbalul sătmărean. Când va fi un proiect de anvergură, probabil că, dacă se va apela la mine, voi veni cu tot dragul. Cum ați caracterizat fotbalul românesc? Câteva cuvinte despre Liga 1. Vă uitați la meciurile din Liga 1? La toate meciurile din Liga 1? Da, fotbalul românesc, trebuie să spunem, eu am mai declarat-o peste tot unde sunt întrebat și invitat și am declarat-o că este o bandă descendentă, din păcate, pentru că dacă nu semănăm nimic, nu culegem. Și asta înseamnă că investițiile majore lipsesc cu desăvârșire încă de la baza piramidei, să zic așa, de la nivelul academiilor, a infrastructurii în România, pentru că dacă ne uităm în Ungaria, maghiarii au fost acum 10-15 ani unde suntem noi, din punct de vedere al performanțelor sau non-performanțelor și a infrastructurii și ei s-au dezvoltat tocmai datorită faptului că au investit în academii și în infrastructură și au ajuns unde sunt acum. Asta va trebui să facem și noi, dar numai printr-un program de dezvoltare, printr-un program guvernamental, să zic așa, pentru că guvernul trebuie să reprezinte o prioritate dezvoltarea sportului în general și a fotbalului implicit. Da, să sperăm că anul 2022 ne va aduce și vești bune în acest sens și că fotbalul sau bazele sportive se vor dezvolta în diferite părți din România. Domnule Fabian, vă urăm mult succes în sezonul de primăvară și să vă îndepliniți obiectivele la Ripensia. Da, vă mulțumesc mult și aveți emisiune plăcută. Vă salut cu drag. Seară bună! Revenim, da, la fotbalul din Satu Mare, Rareș. De ce nu are județul Satu Mare o echipă mai sus de Liga 3-a? Eram obișnuit pe vremuri să avem nu doar o echipă în Liga 2-a. Da, din păcate au pus vremurile
respective. Și eu când eram copil încă mai n-am prins Liga 1 ca și copil, dar am prins Liga 2 și țin minte că, nu știu, se închidea Avram Iancu, erau străzile închise, mergeam la meciuri, lumea pe stradă. Din Bacu nu mai e nici alea stadionului, sau cum se numește, nu mai e închisă. Da, din păcate e trist. Nu sunt în măsură să constat eu de ce nu avem, însă îmi doresc să avem la un moment dat. Cum a spus și Mister, cu orice, dacă putem ajuta, atât eu cât și sper eu orice sătmărean care are puțin experiență în fotbal, să putem ajuta orașul și totodată să avem o echipă într-un eșalon superior. Sigur, cred că deciziile astea țin de cei care conduc clubul în momentul de față sau care finanțează clubul. Știi vorba aia că performanțele aduc performanțe. Dacă ne uităm ce sponsor are Ucluj, CFR Cluj și așa mai departe. Sigur că da, dar nu trebuie să ne raportăm noi la Universitatea Cluj sau la CFR. Trebuie să ne raportăm la Satul Mare, suntem singura... Cândva erau sub nivelul nostru. Ok. Ei au crescut, noi am coborât sau am dispărut, mai bine zic. Satul Mare are o singură echipă, da. Că e Olimpia. Corect. Dacă ne-am uni cu toții forțele și am pune la punct un proiect solid, s-ar putea face treabă, dar trebuie să fim toți. Unde-s doi, puterea crește și așa mai departe. Da, doar că, așa să o spunem probabil direct, fiecare își urmărește propriul interes și atunci... Pe mine nu mă interesează aspectul ăsta. Eu o să fiu totdeauna cu sufletul și cu inima la Satul Mare. Dacă pot să ajut, o să ajut și vreau și acum să ajut. Sub orice formă. Am văzut că, până la urmă vorbim de Satul Mare, dar și la care am văzut că se mișcă treburile. Vorbesc despre o bază sportivă, s-a făcut acel CSM cu sportiv municipal de acolo, na, poate, și de la care am avut fotbaliști de calitate. Deci asta ar trebui să se întâmple și la Negre, și la Tășnat, și la Micula, și mai multe locuri. Din păcate, vezi, noi ne legăm doar de Satul Mare, dar într-adevăr nu doar Satul Mare există aici. Apropo de care ei, nu? Eric Bigfalvi este cel mai bine cotat, da, jucător, da. Din Satul Mare, da. Supermarket, da, deci. De-aia spun că, na, poate că un pic de voință și dorință mai mare să avem și noi acolo, cum zicea și Florin, să avem măcar în Liga 2 acolo să ne mândrim, să umplem stadionul din nou și să ne bucurăm de fotbal, mai ales că acum eu zic că Liga 2 e foarte puternică, adică cel puțin după nume joci cu niște echipe, vorba aia, pe care le-ai văzut la televizor până acum. A crescut nivelul. Da, da, deci ar fi, eu cred că sătmărenii și-ar dori să vadă un Hermannstadt, să vadă un, știu eu, Petrolul, Lipensia, Poli, da, exact, poate Dinamo, acum facem o glumă. Nu cred. Din sezonul viitor. Nu cred. Da, sunt mai multe probleme în Liga 1, avem probleme de la Clinceni, avem probleme cu gaz metan și s-ar putea să nu fie exact așa cum credeam în urmă cu o lună. Și Dinamo să se salveze, da. La care îi spuneai că se face un teren sintetic, anunța primăria că se face un teren sintetic de fotbal de dimensiuni normale, dar cu un teren sintetic rezolvăm totul. Nu rezolvăm totul, dar cum zicea și Florin, că noi acum suntem la nivelul altora de acum 15-20 de ani. Noi acum începem să construim baze, să facem proiecte și să avem terenuri sintetice sau, mă rog, de dimensiuni normale cu câteva sute de locuri. Astea, da, astea sigur că trebuiau făcute de mult. Dar vorba aia, e bine că se face, să fie emulație mare. Oricum știm că la care a fost tot timpul un centru așa bun în ceea ce privește fotbalul și am avut câteva nume importante și ceea ce e important și vedem acum că primăria se implică direct acolo. Că e de aia s-a și înființat acel club sportiv municipal, cum îl avem și aici, de altfel, la Satul Mare. Da, și să nu uităm, chiar Tabi Jolt a zis săptămâna trecută la emisiunea Panoramic Sportiv, obiectivul principal este clar promovarea în Liga 3. Liga 3, să sperăm că nu, dar sistemul nu ne va avantaja. Nu ne-a avantajat data trecută pentru că am jucat contra unei echipe care era deja angrenată în competiție, dar acum vor juca campioanele de județ și
să se facă o echipă bună și să reușim să mai ducem o echipă în Liga 3 alături de CSM Satu Mare. Apropo de CSM Satu Mare, ai purtat discuții cu cineva de acolo, ți-a cerut o părere despre anumiți jucători sau... Da, am discutat și cu cei de la Satu Mare, Tibi Cic, mi-a fost antrenor, am discutat și cu dânsul dacă au mai fost nevoie de întăriri la echipă. În principiu, după cum s-a văzut, s-au mizat pe lotul pe care îl aveau în continuare, mici întăriri, am înțeles, Adrian Bura, bine, repatrierea lui Canaloș și... Rodan, parcă... Da, și Răzvi. Da, ce pot să spun? Satu Mare cred că trebuie să meargă cu lotul ăsta de jucători până la vară să poată și domnul antrenor Cic să-și dea seama, pentru că câte etape a fost el până acum, nu cred că și-a putut face o idee de ce jucător are nevoie și de ce jucător nu are nevoie. Sper să se salveze de la retrogradare, asta ar fi chiar culmea culmilor să retrogradeze, dar cu toate că și dacă termină pe un loc retrogradabil, nu cred că va retrograda. Sigur, nu am discutat foarte mult de ce înseamnă proiectul de la CSM, le urez multă baftă și sigur, eu cred că am observat 2-3 jucători de perspectivă și acolo, însă discuțiile rămân deschise momentan. Se tot vorbește de Academie de Fotbal făcută de Ungaria, la da. Satu Mare, tu ce informații ai? Da, am auzit și eu că se face, s-a făcut deja Academia, din ce am înțeles, există clubul. Foarte multe informații, nu pot să zic că cunosc, dar am auzit anumite lucruri și am văzut câteva aspecte, dar sigur, eu sunt adeptul academiilor pe banii guvernului maghiar, pentru că ne cresc automat nouă infrastructura și nivelul și sunt adeptul, adică am fost la cei de la Miercurea Ciuc, am fost la cei de la Sepsi să văd ce este acolo, inclusiv urmează la Târgu Mureș. Da, sunt pentru, mi-aș dori să avem o academie serioasă, niște terenuri, cum discutam și de cei din care că își fac un sintetic. Să ai un sintetic de dimensiuni normale este, cum să vă spun eu, este ca aerul, pentru că tu iarna n-ai terenuri. Vedem și acum la Satu Mare, toată lumea joacă pe Dinamo. Păi dacă, unde să joci? Din păcate, în 3 ani de zile nu știu cât de bun va mai fi terenul respectiv. Din păcate, pentru că dacă joci non-stop pe el, trebuie să fie și întreținut. Da, un sintetic nu poți să-l întreții, trebuie doar să-l menajezi. Ok, mai pui niște granule, mai ce poți să, dacă te să schimbi. Iar nu știu cine îl va schimba. să fim păi, sunt bani la bugetul primăriei, la bugetul CSM-ului. Eu nu cred, eu cred că ne-a luat aproape 30 de ani să-l avem. Nu cred că o să-l schimbăm așa repede. Să mai durează 30 de ani să-l schimbăm. Hai, okay, da, atunci. Domnilor, îl avem prin video pe Alex Negrea, cel care recent s-a transferat la Hermannstadt în Liga a doua. Alex, bun găsit! Nu se aude deocamdată aici în studio. Îi rugăm pe colegi să refacă oarecum legătura și când îl auzim pe Alex Negrea să ne povestească despre ceea ce face, nu? La Hermannstadt mă gândesc că da. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, ultimele zile începe și Liga a doua de fotbal la fotbal, să vedem în ce... Cum se regăsesc terenurile din România la nivelul... O să fie interesant. Va fi interesant, mai ales acum că meciurile se văd de la televizor. Rareș contează când mergi, de exemplu, să porți discuții cu reprezentantul unui club. Contează de unde este jucătorul respectiv, în ideea că X este din Satu Mare. Îi interesează pe cei de la club de unde s-a născut, de unde se trage, ce material are în el sau... pur și simplu se uită doar la carieră. Sunt anumite cluburi sau anumiți antrenori sau conducători care, sigur, se interesează și de zona de proveniență a unui jucător, nu neapărat din motive de comportament sau de educație, ci inclusiv din motive sportive, cum ar fi calitatea fizică, de exemplu, cred că suntem cunoscători de faptul că, de exemplu, jucătorii din Maramureș au o doză de agresivitate pozitivă în plus, adică am văzut jucători gen Onea, gen Ciocan care se trag de acolo și
Apropo că s-a accidentat săracul unea seara. Da, știu, am fost la meci. Nu știu exact ce accidentare are, dar știu că a fost scos cu targa. Îmi pare rău pentru el, e un jucător foarte bun, un jucător de perspectivă. Titular la o echipă cu tradiție. La o echipă bună. Da. O echipă foarte bună. Doresc să-și revină cât mai repede și să-l vedem și la echipa națională și la Rapid. Te gândești deja la echipa națională? Noi suferim la capitolul fundaș dreapta. Și am înțeles că și Edi Iordănescu e de părere că ar dori, adică de părerea că dacă tot a ajuns acolo, vrea să întinerească. Am citit ceva interesant despre să întinerească o parte din lotul convocat. Noi tot reconstruim de vreo 10-15 ani. Asta e o problemă. E o problemă, dar da. Trebuie să trecem prin perioada asta de tranziție. Chiar și vorbeam de Satu Mare, că n-am mai dat jucători în Liga 1. E o perioadă de tranziție. Da. N-am avut academii la Satu Mare, da, n-am avut școli de fotbal. Și n-am avut echipă din Liga 4 să dai în Liga 1, e mai greu, da. Sigur, au fost și exemple de la Liga 4 la Liga 2 sunt. Sigur, mai există câte o excepție, 2-3. Da, de exemplu, acei patru băieți care au plecat la Târgu Jiu, la Vitorul, da. Băieții lui Cristi Popa de la Vitorul Vetiș. Da, sunt mai mult decât mulțumit de treaba pe care Cristi o face acolo, îl felicit pe această cale. Gogea, capitanul echipei de la Vetiș, acum a fost titular 4 sau 5 meciuri în Liga 2 pentru un junior de 2004, care este foarte bine. Alex Miclă, care și el a fost cooptat în lotul lor și mi se pare că a debutat în cupă. Și mai sunt doi băieți de perspectivă acolo, Laurențiu Caba și cu Luca Feher. Și fratele lui Laurențiu Caba, Gabi Caba, acum, sosit de la Șimleu. Și el e un jucător bun, îl cunosc. Au fost și cazuri de genul. Cred eu că ce vine din spate acum va aduce un plus pentru Satu Mare în materie de jucători la un nivel mai înalt. Adică avem foarte mulți jucători plecați din Satu Mare care sunt în prezent la academii. Avem la Nire, avem la Universitatea Cluj, la CFR, la UTA Arad, junior de la Primavera. Acum, bineînțeles, și juniorii de care am amintit de la Vitorul Vetiș. Acești jucători, dacă cresc, poate să ajungă să joace la un nivel, bun, spun eu. Da, îi rog pe colegi, dacă cumva nu se poate realiza conexiunea video, să încerce să îl sune pe Alex pe telefon. Să avem doar sunet, din câte am înțeles, nu primim sunet din partea lui, dar poate telefonic putem să vorbim cu Alex, să ne spună despre viața lui la Hermannstadt. Avem suficiente cluburi de copii și juniori la nivel de județ Satu Mare? Nu, din păcate nu avem. Adică, în afară de Primavera, care se joace la un nivel de junior, să zic, bun, nu avem alta. Sigur, cei de la Veti joacă la seniori, iar CSM-ul, din ce știu, este pe nicăieri, la capitolul juniori. În celelalte orașe de Negre și de care n-am auzit absolut nimic. Deci stăm destul de prost la capitolul ăsta. Adică trebuie să ne uităm cine exportă, pentru că aici nu mai poți face performanță. Nu poți să faci, n-ai facilitățile necesare să poți face performanță. Bine, în România nu le avem în general, dar la Satu Mare noi suntem ultimii. Am ajuns să avem un sintetic, tot vorbeam de sintetic, după vreo 10 ani. Mult prea lăudatul sintetic. Acum, ok, bine, îl avem. E bine, îl avem. Sigur, celelalte orașe le au deja de 7, 8, 9 ani, 10 ani. Da, noi, Bistrița, nu mai știu care orașe din zona asta nu au un teren. Bistrița, care și ei săracii, după ce n-a mai fost atajan, s-au dus în cap de tot. Acum, la Bistrița este un proiect foarte serios. Adi Falub este antrenor. Am dus un portar acolo, pe Valentin Neacșu, de la FC Voluntari. Portar care a debutat în Liga 1, pentru a primi șansa, a jucat mai multe meciuri, l-am dus la Bistrița. E un proiect interesant, sintetic, de dimensiuni normale, va fi finalizat, din ce am înțeles, undeva în vară și se face un stadion nou și la Bistrița, tot în acea zonă, nu pe locul fostului stadion. Sigur, Maramureșul cred că nu are un teren sintetic. Acum, probabil că în următorii ani vor apărea și în orașele astea. Revenind la capitolul de facilități, și aici aș vrea să punctez. Eu am fost în vizită în Anglia, am văzut ce înseamnă un club de Premier League și o academie.
Suntem pe nicăieri, clar, este adevărat. Râdem ca să nu plângem. Da, proiectul firmei mele se bazează foarte mult pe ideea asta. Încearcă să-i facilitezi jucătorului tău condițiile pe care clubul nu ți le oferă. Adică eu am stabilit foarte clar jucătorii mei, odată după ce sunt monitorizați, avem scouter care se ocupă în toată țara, după ce aceștia ajung să colaboreze cu noi, vor trece printr-o evaluare nouă, adică din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, din punct de vedere educațional inclusiv și tehnico-tactic. După ce trec prin evaluările astea, noi începem să investim în ei, să le facilităm antrenor personal, psiholog, nutriționist, care se ocupă și de alimentație și vitaminizare, antrenor personal pentru sală, preparator fizic pentru parte fizică, inclusiv antrenor de individualizare pentru portar separat, pentru jucătorii de câmp separat. Eu încerc să le ofer toate condițiile. Am încheiat contracte de colaborare cu diferite persoane care se ocupă fiecare de domeniul lui și ajutându-i și explicându-le că dacă ei fac toate lucrurile astea și muncesc mai mult ca restul, poate să ajungă fotbaliști, pentru că nivelul de comoditate în fotbalul românesc este destul de mare. Iar tu dacă vii și muncești și faci diferența, ai șanse mari să te remarci, pentru că din puținul ăla de jucători care muncesc, eu sunt convins că toți ajung să te remarci, da, da, să da. Fie remarcați, da. Dar plus că vedem de mult timp deja și în Liga 1 o grămadă de au adus tot felul de impresari, acum să mă scuzi, jucători de mâna cincea de prin țări care vorba aia, na. Adică de ce să nu dăm o șansă unui copil de al nostru, unui tânăr, și aducem, nu știu, un jucător din Sri Lanka și din, nu vreau să jignesc pe nimeni. O problemă pe care am să te întrerup acum, îl avem pe Alex, îl avem telefonic în cele din urmă pentru că nu s-a putut realiza conexiunea cum trebuie prin video. Alex, bun găsit. Bună seara, bună seara. Salut. Bună seara. Salut, salut. Invitație. Ce faci în această perioadă? Începe în curând Liga a doua, dar am înțeles că tu practic nu poți să joci în primele meciuri, nu? Da, din păcate sunt suspendat de o etapă. Din păcate, dar da, acum suntem în pregătire. De mâine încep antrenamentele pentru primul meci contra Dunărea Cânălaș și ne pregătim. Și abia așteptăm să înceapă iar campionatul. Da, Alex, spune-ne despre tine. Tu ai început, te-ai format mai mult în Germania, nu la Augsburg. Spune-ne. Exact. Am plecat de la 10 ani cu ai mei în Germania și acolo am dat niște probe la FC Augsburg. Așa, două zile a fost o probă, au fost vreo 50-60 de copii acolo. Și pe urmă, după ce au trecut de la două zile, m-au contactat și am mers la antrenament cu ei. Și acolo am stat 11 ani. La FC Augsburg am jucat de la Under 11. Anual pot să zic că s-au schimbat antrenorii și jumătate din echipă. Am jucat până la Under 23 la echipa a doua. M-am mai antrenat și cu prima echipă la sfârșit, când am fost la echipa a doua. Și da, pe urmă așa a fost și m-am întâlnit și cu AME și am primit o ofertă din Liga 1 și așa a fost și m-am întâlnit în apărintare. Da, amintim telespectatorilor, prima dată ai ajuns la Chindia Târgoviște, exact, în Liga 1. Acolo cum a fost perioada? Nu prea lungă, nu? Am fost un an jumătate la Chindia Târgoviște. La început a fost un pic greu până m-am acomodat. Și dacă am venit înapoi în țară, în România, dar cum am stat 10 ani în Germania, mentalitatea și cum am format a fost un pic alta. Și să mă întorc înapoi în țară după 10 ani a fost un pic greu la început, dar m-am acomodat chiar ok și acum pot să zic că mă simt chiar foarte bine în România. Ca și condiții, mă gândesc că să văd diferență de la cer la pământ, nu? Da, să mă întreabă foarte multă lume ca comparația între Germania și România ca condițiile. Da, cum a zis și dumneavoastră, nu știu dacă putem să comparăm condițiile cum sunt
sunt în Germania și cum sunt aici, din păcate, din păcate. Care ar fi obiectivul vostru? Sigur, sunteți acum pe locul 2 în Liga a 2-a. Normal, obiectivul este promovarea în Liga 1. Își permite Hermannstadt să revină în Liga 1? Tu ce știi? Eu zic că la ce loc avem și la ce jucători, eu zic că merităm și eu zic că Hermannstadt să revină iarăși în Liga 1 și o să facem tot posibilul să promovăm. Asta e obiectivul nostru principal. Pe plan personal, ce îți propui? Pe plan personal, eu acum vreau să văd de treabă, să mă antrenez bine zilnic și vreau să nu mă accentez, asta este primul rând pentru mine important, dar cred că pentru fiecare jucător e important să nu dai un risc. Și să prind câte mai multe minute în Liga 2 și să ne ajute echipa ta să putem promova. Bănuiesc că ai urmărit mișcările care s-au făcut în Liga 2 în această perioadă. Care crezi că ar fi echipele care se vor bate acolo cu voi la promovare? Sigur, avem Petrolul pe primul loc, voi sunteți pe 2, dar mai sunt și mai jos. Da, Petrolul, planul să fie un meci foarte tare. Acum eu o să zic că săptămâna viitoare și să jucăm contra un Cluj. Chiajna. Chiajna. S-a întărit bine. Chiajna, deci o să fie meciul tare. Dar, cum am spus înainte, noi o să ne pregătim și am foarte mare încredere în jucători și în echipă că o să promovăm. Alex, îți mulțumim pentru intervenție și sperăm la finalul sezonului să scriem un Sărmăriana promovat în Liga 1 cu Hermannstadt. Vă mulțumesc frumos încă o dată de invitație și o seară faină. Salut, Alex. Salut. La revedere. Da, Rareș, suntem aproape de finalul acestei emisiuni. Ce-ți propui pentru perioada următoare? O liniște până la perioada de transferuri din vară sau? Liniște nu este niciodată. Lumea crede că impresarii lucrează doar vara și iarna, nu e așa. Iarna și vara nu perfectăm ce muncim în restul anului. Sigur, v-am spus, eu o să încep să analizez jucătorii, statistic, să văd ce fac jucătorii mei și în continuare voi căuta alți jucători pe care să-i mai semnez, să-i mai propun, să-i ajut. În principiu, următoarele două luni mi le voi dedica sătmărenilor. Voi încerca să ajut toți sătmărenii de perspectivă plecați sau care mai sunt aici, să-i ajut să progreseze și să ajungă cât mai sus din punct de vedere sportiv. Au nevoie jucătorii sătmăreni de o legătură între alte cluburi din alte județe, legături făcute de impresari, sigur. Ei, sigur că sunt. În primul rând ia o grijă de pe umerii fotbalistului, care mai rămâne doar să se pregătească, să se antreneze, să joace bine, să demonstreze. Pentru că de aceea și impresarii și-au locul lor. Ei se ocupă de tot ce înseamnă proceduri de a cunoaște sau ai fi propuși unui club, unui conducător, unui antrenor. E mult mai simplu și mult mai profesionist, zic eu așa, decât îți dai seama, na, vine un impresar care are un portofoliu și îți prezintă, tu ai nevoie acolo, ai acolo și atunci jucătorul, tu mergi direct cu jucătorul de profil de care el are nevoie. Deci eu zic că pentru jucători e un lucru bun că se pot focusa pe altceva decât aș căuta echipe, că mai de mult așa era. Dacă țineți minte, acum facem o glumă cu Ilie Dumitrescu, dacă țineți minte 90 de totul la telefonul și sună eu sunt Ilie Dumitrescu sau sună Ilie Dumitrescu, autopropunea la echipe din Italia-Spania pentru că nu erau impresari atunci sau cel puțin în România nu existau. Și atunci sigur că nu ar fi fost datoria lui să facă lucrul acesta, ci să aibă pe cineva alături care să uită. De-aia sunt acum impresarii care pot să facă diferența, ca să zic așa. Rareș, avem la interviurile din Liga 1 sau chiar din Liga 2, întâlnim jucători despre care se vorbește, că ar fi transferați la alte echipe sau că urmează să se transfere, dar ei susțin că nu știu nimic. Mint sau chiar nu știu nimic.
Nu pot să comentez mai mult, dar dacă sunt propuși undeva, și ei știu asta. Adică nu se propune un jucător în neștiință. Adică cel puțin așa văd eu lucrurile. Așa fi normal, da. Poate sunt și altfel de metode. Nu, probabil că știu. Dar nu asta e important. Mi se pare foarte normală poziția lor, pentru că ei trebuie să arate că sunt focusați pe clubul unde sunt, unde evoluează, și sigur că dacă se vor transfera, cu atât mai bine. Dar ei trebuie să rămână focusați tot timpul, pentru că poate un transfer să eșueze și el, dacă e cu gândul acolo la prima evoluție proastă, el va fi catalogat. Sigur. Și atunci nu este în regulă din punctul ăsta de vedere. Bun, s-a scurs timpul, s-a întors Clepsidra. Rareș, mult succes în tot ceea ce îți dorești și să ne auzim sănătoși cu vești mult mai bune. Mulțumesc mult, doamnește! Da, stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Panoramic Sportiv. Rămâneți în continuare pe Informația TV. Avem câteva secvențe de la meciul de sâmbătă jucat între CSM Satu Mare și Phoenix Constanța, meci din Liga Națională de Basket Feminin. Să aveți o săptămână frumoasă!